9 și 27 de minute, bună dimineața din nou. De la această oră suntem live și pe pagina de Facebook Ziua de Cluj. Discutăm despre, de fapt, conversații de stil, atelier de imagine și stil, alături de mine și de dumneavoastră în această dimineață, doamna Gina Butiuc. Bună dimineața, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și sunteți alături de noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Pentru început, aș dori, vă rog, să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră și pentru cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook și pentru ascultătorii noștri din Eter. Cum ați început acest proiect? Atelierul de imagine și stil, conversații de stil, este acum la a doua ediție. Am demarat acest proiect anul trecut în această formă. M-am gândit că este momentul să aduc această provocare în mediul public, dincolo de sesiunile particulare de consiliere de imagine pe care le desfășor de foarte mulți ani, făcând în acest fel mai accesibil acest tip de consiliere pentru publicul larg. În aceste ateliere pornim de la niște noțiuni de bază în ceea ce privește imaginea personală, definirea stilului personal, mizăm pe câteva trucuri, astfel încât fiecare participant, fie că este femeie sau bărbat, să plece de acolo cu noțiunile elementare de construire a stilului personal. Mai exact, ce înseamnă această construire a stilului personal? De exemplu, să identifici exact în ce tipologie te încadrezi, care sunt culorile care te avantajează, cum poți să corectezi prin vestimentație trăsăturile care nu sunt foarte agreabile sau de care nu ești foarte mulțumit în conformația ta fizică, cum poți să-ți pui în evidență cât mai bine aturile pe care le ai. Dar ceea ce este foarte important și propovăduiesc de câte ori am ocazia, este că imaginea personală, stilul personal trebuie să fie autentic, trebuie să te reprezinte, trebuie să fie foarte potrivit cu cine ești, cu caracterul tău și, desigur, să aibă o coerență în raport cu rolul tău. Haideți să dezvoltăm puțin partea pentru bărbați și partea pentru femei. Să știți că bărbații și femeile sunt aceeași specie. Da, deci corect, dar... Nu abordăm așa problema. Putem să abordăm și așa, însă atunci când pornim de la noțiunile de bază, având în vedere că aceste ateliere sunt publice și participate femei cât și bărbați, partea teoretică o expunem la modul la care să fie accesibil pentru fiecare, iar încadrarea în tipologii fizice este foarte puțin diferită între femei și bărbați. E adevărat că în cazul bărbaților lucrurile sunt puțin mai simple, sunt doar 3 tipologii fizice, în cazul femeilor sunt 6, pentru că întotdeauna când e vorba de femei lucrurile sunt puțin mai complexe, însă trucurile la fel funcționează în cazul femeilor. Bun, haideți să dezvoltăm puțin. Ce înseamnă aceste trucuri, de fapt? De exemplu, atât în cazul femeilor cât și al bărbaților, când dorim să mascăm, să ascundem un detaliu din conformația noastră fizică. De exemplu, dacă avem burtă, da? Este defectul sau imperfecțiunea cel mai des întâlnită atât la femei cât și la bărbați. Sau acel detaliu care deranjează pe cele mai multe persoane. Da? Depunerile din zona abdomenului.
Cum corectăm acest lucru prin vestimentație? De regulă, creăm un centru de interes într-o altă zonă. Adică ne construim vestimentația în așa fel încât vizual privirea să se îndrepte într-o altă direcție, de regulă în partea superioară a corpului. Cum facem acest lucru? Ori prin cromatică, ori printr-un accesoriu. În cazul bărbaților, fie prin alegerea unei cravate cu un detaliu interesant, batista de buzunar, o combinație cromatică interesantă între cămașă, sacou și cravată, automat va distrage atenția din zona abdomenului. Vizual, primul lucru, te vei concentra în partea superioară a corpului. În cazul femeilor este mult mai ușor pentru că se poate apela la o gamă foarte variată de accesorii. Dacă dorești să distragi atenția din zona taliei, creezi un centru de interes în zona bustului sau în zona picioarelor, depinde ce putem să facem. După aceea putem să corectăm aceste imperfecțiuni prin croi, prin texturi, prin imprimeuri. E foarte vast subiectul. Cum ați ajuns? Cum ați început, de fapt, aceste proiecte? De cât timp lucrați în domeniu? De 17 ani. Și cum ați pornit? Am pornit așa cum pornește orice om care își începe o afacere. Având un vis și având, desigur, și niște calități în raport cu visul tău, având răbdare, perseverență, o mare disponibilitate de a depune efort, de a învăța și de a-ți corecta greșelile pe parcurs. Deci, pe lângă faptul că sunteți designer vestimentar, sunteți și consultant de imagine. Și asta mi-o ocupă tot timpul. Și asta vă ocupă tot timpul. Pe noi ne ocupă și ideea, de la ce a pornit? Cum v-ați descoperit, să spunem, acest lucru? Acest lucru pe care îl numim talent, nu ți-l descoperi. Talentul te alege pe tine și la un moment dat devii conștient de faptul că îl ai. Eu am devenit conștientă de acest lucru pe la 8-9 ani și atunci în mintea mea a fost clar că moda este drumul pe care îmi doresc să merg, iar atunci când pe parcursul vieții mele acest lucru a devenit și posibil, desigur că am urmat chemarea aceasta. Începutul a fost mai greu? Ați găsit piedici sau lucrurile au avut un trend tot timpul ascendent? Începutul într-un astfel de afacere este foarte dificil, mai ales când tu ai o viziune și dorești să faci lucrurile în felul tău. Dar o afacere în modă, în România, nu este un lucru deloc ușor. Sunt o mulțime de factori care influențează parcursul unei astfel de afaceri. Pe lângă faptul că pentru a putea oferi produse de calitate este necesară o investiție semnificativă într-o afacere în modă, rezultatele nu apar imediat. E necesar să ai răbdare, o perioadă îndelungată până când îți construiești clientela, până când clienții înțeleg stilul tău. Lucrurile decurg greu și în timp. Pentru că, de aceea spun, cum ați zis și cum ați spus și dumneavoastră, e destul de dificil să-ți creezi o carieră. Tot timpul v-ați întâlnit pe parcursul carierei să fiți comparată cu X sau cu Y sau să vi se spună
Știi, mie îmi place mai mult, nu știu, acei critici de modă, ca să-i numim așa, îmi place mai mult stilul lui X. Până când v-ați branduit, ați avut piedici? N-aș spune că acestea sunt piedicile. Eu sunt conștientă că suntem mulți designer vestimentar și clienții fac comparații. Din punctul meu de vedere, faptul că fac comparații este benefic. Și dreptul lor, dar cred că este mecanismul care reglează piața până la urmă. Da, dacă nu e concurență, nu există, există o plafonare, nu există nimic. Dar nu doar faptul că există plafonare, cred că faptul că au posibilitatea, mă refer la clienți, faptul că au posibilitatea să aleagă dintr-o mare varietate de alternative, este benefic pentru fiecare dintre noi, pentru că ne putem afirma identitatea, unicitatea și noi ca și creatori, iar clienții pot să aleagă exact acel stil, acea tipologie, acel tip de comunicare potrivit fiecăruia dintre ei. Este excepțional din punctul meu de vedere. Ce vă place mai mult, partea de design vestimentar sau partea de consultant în imagine? Totul și aceste aspecte se întrepătrund foarte bine unele cu celelalte. Pe de altă parte, sunt clienți care apelează exclusiv la serviciile de design, după cum sunt clienți care apelează exclusiv la serviciile de consiliere de imagine. Deși majoritatea clienților îmbină aceste servicii, sunt conștienți că în modul acesta ei obțin maximum ce li se poate oferi. Cum funcționează, haideți să detaliem puțin, cum funcționează partea de consultant în imagine? Eu sau oricine altcineva vine la dumneavoastră și spune, nu știu, am o întâlnire de business, luăm cazuri, o petrecere de revelion sau vreau, nu știu, să mă duc la operă. Ce spuneți? Ca bărbat și ca femeie, deși sunt aceleași lucruri. Adică el vine și zice ce ar trebui să fac, ce ar trebui să port, ce culori, toți pașii aceștia. Se întâmplă? Ați avut... Da, se întâmplă, deși mai rar un client vine să ceară sfatul atât de punctual. De obicei... E bine să-l ceară punctual sau nu? E bine, dar e rar. Cel mai bine este, așa cum se și întâmplă lucrurile de fapt în realitate, clienții nu vin să ceară doar un sfat atât de punctual. În general, clientul care apelează la un consultant de imagine este cel care e conștient că are nevoie de un stil personal, nu are nevoie să dea bine doar azi și mâine redevine el însuși și anulează efectul prezenței sale la întâlnirea de business de astăzi. Noi suntem ființe complexe care trăim zi de zi și interacționăm într-un anumit mediu. E bine să fie autentic mesajul pe care îl transmitem prin imaginea noastră. Adică dacă doar astăzi aplic un sfat foarte bun, dar în restul timpului eu sunt cu totul altă persoană, nu voi fi perceput pe termen lung potrivit cu impresia pe care am creat-o în acel unic moment în care am aplicat un sfat. Și acum îmi vine în minte o conversație pe care am avut-o recent cu un muzician foarte cunoscut care mi-a spus că are nevoie de schimbarea și redefinirea stilului său pentru că imaginea personală îi afectează imaginea profesională,
asta pentru că nu trăim izolat. Și să revin la întrebarea dumneavoastră, în general clienții vin pentru a-și defini un stil complet, iar atunci, în momentul în care ai venit și ți-ai definit acel stil, ca să mergi la operă, ca să mergi la o întâlnire de business sau la o petrecere, sunt niște detalii nesemnificative, vei putea să iei aproape singur, cu niște sfaturi minore, deciziile potrivite, pentru că deja ai absolut toate elementele. Adică e important să pornim de la bază, de la rădăcină, nu doar să înfrumusețăm așa punctual niște momente. Adică dar vin, se poate face și asta. Am înțeles, vin persoanele, vreau să-mi creez un stil personal începând de mâine. Exact. Și asta ar trebui să port zi de zi, asta ar trebui să... Da, și lucrurile decurg în felul următor. Începem cu conformația fizică, da? Înalt, zvelt, supraponderal, etc. Pornind de la conformația fizică, definim ce anume trebuie purtat, ținem cont de trăsăturile feței, ținem cont de jobul sau poziția publică pe care o are persoana respectivă, este extrem de important. Un avocat sau un manager de companie foarte mare nu va adopta același stil vestimentar cu nu știu, să spunem un freelancer în publicitate sau un artist, da? Deci categoric este foarte important cu ce te ocupi când definim stilul personal, obiectivul pe care îl urmărești prin imaginea ta. Foarte multă lume nu ia în calcul faptul că vestimentația are o importantă funcție de comunicare. Prin vestimentație transmitem un mesaj. Haina face pe om. Haina îl face pe om. Deci hai să ne gândim că din analizatorii pe care îi avem, prin care luăm contact cu mediul înconjurător, analizatorul vizual ne furnizează 60% din percepții. Adică 60% din ceea ce eu aflu despre tine se bazează pe ceea ce văd și asta în primele secunde după ce venim în contact, înainte să vorbim, înainte să putem să transmitem cât suntem de inteligenți sau ce multă experiență am acumulat, înainte să putem să percepem ceva prin limbajul non-verbal, vedem cu ochii, suntem vizuali în procent de 60%. Bun, haideți să revenim la eveniment. Nu mai avem foarte mult timp din emisiune. Prima ediție a Conversații de Stil a avut loc anul trecut. Da, cum s-a desfășurat și care a fost, care a fost feedback-ul? Păi feedback-ul a fost excelent, având în vedere că mergem mai departe. În prima ediție am luat lucrurile exact de la temelie, exact așa cum procedez în sesiunile de consiliere 1 la 1, însă de data aceasta a fost într-un mediu mai larg. Adică am parcurs acei pași care sunt necesari pentru ca fiecare participant să înțeleagă de ce are nevoie? Adică fiecare a putut să se încadreze într-o tipologie corporală, fiecare a putut să-și definească paleta cromatică adecvată pentru el. Am insistat foarte mult în prima ediție a conversațiilor de stil pe crearea centrului de interes în vestimentație. Și utilizarea diverselor detalii pentru a obține acest efect. În ediția a doua vom relua foarte sumar informațiile din prima ediție,
pentru participanții care nu au fost la prima ediție să aibă aceste noțiuni de bază, pentru cei care au fost la prima ediție să și le aprofundeze. Dar în această a doua ediție vom insista mai mult pe crearea efectului de iluzie optică în vestimentație, adică la ce trucuri și ce elemente stilistice apelăm pentru a atrage atenția asupra a ceea ce ne dorim în ținuta noastră, și vom insista mai mult pe latura practică, adică fiecare participant va putea să exerseze, vor avea o temă. Când va avea loc acest eveniment? Pe 5 februarie, ora 18:30, la Bastionul Croitorilor. Intrarea este liberă? Există un site unde... Intrarea nu este liberă. Pe eveniment, pe evenimentul Conversații de Stil cu Gina Butiuc, se găsesc toate detaliile. Unde mai exact? Pe pagina de Facebook? Pe adresa dumneavoastră, da. Pe site-ul... Și pe site și pe pagina de Facebook. Și la ce oră va avea loc? 18:30. Deci în data de 5 februarie la 18:30, a doua ediție, conversații de stil la Bastionul Croitorilor. Așa da? Este. Vă doresc succes, vă mulțumesc mult de prezența în emisiune. Vom părăsi pagina de Facebook.